Bine v-am regăsit! Poate că unii vă amintiți că primul material din această serie, cu titlul Știri din știință, a fost despre telescopul James Webb, care tocmai fusese lansat în decembrie 2021. Dacă n-ați văzut videoclipul și vreți să știți mai multe despre acest telescop, găsiți linkul în descriere. Acum la un an și câteva luni de la lansare și cam la un an de observații astronomice, revin cu un material despre acest telescop pentru că, din nou, senzaționalul lovește internetul. Oare pentru a câta oară? Așa cum am mai afirmat în materialele mele, această stupidă goană după senzațional transformă știrile atât de mult încât din adevăr devin minciună. Așa au apărut tot felul de materiale cu titluri ca Big Bang-ul n-a existat, telescopul James Webb descoperă dovezi împotriva teoriei Big Bang, telescopul James Webb demască teoria Big Bang și multe altele. Întâi trebuie să spun că nici măcar nu există o teorie Big Bang. Există un model al Universului, un model de evoluție a Universului, așa numitul model Lambda CDM sau LCDM, care are deja vreo 25 de ani și acest model spune, printre altele, că acum vreo 13,8 miliarde de ani Universul a fost într-o stare extrem de fierbinte, caracterizată de o densitate extraordinară de energie, urmată de o expansiune fantastic de rapidă a spațiului, numită inflație. Apoi, Universul a continuat să fie în expansiune, și este și azi, dar cu o rată mult mai mică, a început să se răcească, astfel încât după vreo 380.000 de ani a fost destul de rece, adică aproape 3.000 de grade Celsius, deci rece în comparație cu temperaturile pe care le-a avut până atunci, pentru a se putea forma cei mai simpli atomi, cei de hidrogen și într-o măsură mult mai mică de heliu și într-o măsură și mai mică de litiu. Am vorbit despre apariția elementelor chimice în videoclipul Cum au apărut atomii din seria 5 minute despre. În acel moment, Universul a devenit transparent. Atenție, moment, aici nu înseamnă într-o clipă. Ne referim la un timp, la scara Universului. Și în acel moment al evoluției Universului, lumina a început să se propage prin Univers, a putut să se propage prin Univers. Putem observa azi această lumină, dar acum trebuie să punem ghilimele cuvântului lumină, deoarece expansiunea Universului din cei peste 13 miliarde de ani a făcut ca ceea ce era lumină atunci, acum să fie microunde, așa numită radiație cosmică de fond, descoperită deja din anul 1965. Acest model al Universului presupune existența așa numitei energii negre, precum și existența materiei negre. Am vorbit despre ambele în seria 5 minute despre. Găsiți toate linkurile în descriere. Mai trebuie să vă spun că modelul Lambda CDM nu este singurul model al evoluției Universului pe care îl avem. Mai există câteva, dar până acum acest model este cel mai simplu mod de a explica structura și evoluția Universului, așa cum ne arată datele pe care le-am obținut prin observații astronomice. El poate explica radiația cosmică de fond, felul în care sunt distribuite galaxiile, expansiunea accelerată a Universului, distribuția elementelor chimice ușoare în Univers și altele. De asemenea, acest model explică bine omogenitatea radiației cosmice de fond și este în concordanță cu teoria relativității generale, una dintre teoriile cele mai bine verificate experimental. Dar, deoarece este un model alcătuit din ipoteze care încearcă să explice ceea ce observăm, nu este exclus să aflăm că există un model mai bun care explică mai bine evoluția Universului, precum și expansiunea accelerată a Universului, de pildă o teorie modificată a gravitației.
Mulți fizicieni teoreticieni lucrează la o astfel de teorie, o teorie în care gravitația ar acționa altfel la distanțe astronomice, la distanțe galactice și mai ales intergalactice, decât acționează la scara unui sistem stelar. Deocamdată însă nu există o teorie care să explice la fel de bine Universul ca modelul LCDM. Acum ajungem la ceea ce ne interesează, și anume cum s-a ajuns la știri care susțin că telescopul James Webb a găsit dovezi că Big Bang-ul n-a existat. Printre multe alte observații, telescopul Webb a captat și imagini ale câtorva galaxii foarte, foarte îndepărtate, cele mai îndepărtate galaxii care au fost observate vreodată. Și pentru că atunci când privim departe în spațiu, privim și departe în trecut, aceste galaxii au existat cam la 600 de milioane de ani din momentul Big Bang-ului. Conform modelului LambdaCDM și simulărilor pe calculator făcute pe baza lui, galaxiile din acea perioadă ar trebui să fie mai mici decât cele de azi și cu o populație de stele mai tinere. Dar analiza luminii care vine de la aceste galaxii ne arată că ele au o masă apropiată de masa galaxiei noastre, Calea Lactee, care are o masă totală a stelelor de vreo 60 de miliarde de ori mai mare decât masa Soarelui. Deci, imaginile obținute de Webb pentru aceste galaxii atât de îndepărtate și care au existat cu mult înainte de galaxiile noastre, arată galaxii foarte apropiate ca formă, ca dimensiuni, ca structură, compoziție cu galaxiile pe care le vedem în jurul nostru. Deși, conform modelului LCDM, formarea stelelor ar fi mai lentă, mai de durată, iar astfel de galaxii tinere ar trebui să fie mai mici, cu forme neregulate și, așa cum am spus, alcătuite din stele mai tinere, galaxiile observate de telescopul Webb ne arată galaxii, așa cum am spus, foarte asemănătoare cu cele pe care le vedem în jurul nostru și care au acum o cu totul altă vârstă. Dar unul dintre scopurile de observațiilor telescopului Webb este tocmai o mai bună cunoaștere a Universului timpuriu. Cei care se așteptau ca observațiile să nu arate nimic nou, credeau oare că știm totul? Aceste observații ne vor ajuta să înțelegem lucruri noi, să aducem corecții și ajustări modelului pe care îl avem, adică ne vor ajuta să mai facem un pas în înțelegerea Universului. Întâi însă, trebuie să fim siguri că informațiile despre aceste galaxii sunt exacte, pentru că e posibil să existe erori. De pildă, praful cosmic, pe distanțe de miliarde de ani lumină, ar putea să diminueze o parte din lumina care vine de la aceste galaxii și să ne facă să credem că ele sunt mai departe decât credem. Sau poate că telescopul Webb nu este încă suficient de bine calibrat și estimările sunt incorrecte. Și mai există un factor, cel puțin unul, care ar putea fi o sursă de erori, pentru că lumina care vine de la aceste galaxii este atât de slabă, nu se poate face o analiză spectrală, așa cum se face cu lumina care vine de la obiecte cosmice mai apropiate. Sunt folosite alte metode, cum ar fi analiza luminii după trecerea prin diferite filtre. Metodă mult mai puțin precisă decât analiza spectrală care se folosește de obicei. Așa că nu putem încă fi siguri că informațiile pe care le avem despre aceste galaxii sunt corecte. Trebuie să așteptăm alte observații și alte analize ale datelor experimentale. Dar să presupunem că datele sunt corecte. Asta nu înseamnă că ele demolează toate cunoștințele acumulate prin sute de ani de observații astronomice și că schimbă tot ceea ce știm. Așa ceva nu se întâmplă niciodată în zilele noastre în știință și cu atât mai puțin în fizică și astrofizică, deoarece ceea ce știm până acum se bazează tot pe observații, măsurători și experimente. Am vorbit despre asta în videoclipul Se schimbă legile naturii? Dacă datele sunt corecte, nu înseamnă că trebuie să renunțăm la modelul LambdaCDM. Înseamnă că modelul nu este perfect, dar asta nu este o surpriză pentru nimeni.
Iar aceste observații ne vor ajuta să știm mai multe, să punem teoria în concordanță cu observațiile. Ne vor face să schimbăm câte ceva din modelul pe care îl folosim. De pildă, s-ar putea ca formarea stelelor din prima generație să fie mai rapidă decât credem. Și pot exista mai multe cauze pentru asta, dar nu avem timp să discutăm acum despre acest lucru. Însă, și acesta este de fapt subiectul acestui videoclip, chiar dacă vom găsi un model mai bun, acesta nu va nega existența Big Bang-ului, din cel puțin două motive. Odată pentru că viteza și ritmul cu care s-au format primele stele și primele galaxii n-are cum să schimbe starea inițială a Universului observabil, ci se referă doar la evoluția lui ulterioară. În al doilea rând, deoarece există, așa cum am arătat deja, multe dovezi obținute prin mii și mii de observații astronomice pentru starea extrem de fierbinte și de densă prin care a trecut Universul, adică pentru Big Bang. Cum ar fi? Radiația cosmică de fond, abundența procentuală a hidrogenului, heliului și litiului, expansiunea Universului, felul în care sunt distribuite galaxiile și altele. Așa că observațiile legate de prima generație de stele și galaxii n-au nicio legătură directă cu ceea ce numim Big Bang. Deci materialele cu titluri asemănătoare cu telescopul Webb arată că Big Bang-ul n-a avut loc, sunt din aceeași categorie cu o fantastică descoperire din Antarctica, ne arată că Pământul este plat. Faptul că poate telescopul Webb ne arată ceva ce nu se încadrează în ceea ce știm, înseamnă că și-a meritat banii, înseamnă că a fost o investiție bună, deoarece ne va ajuta să mai facem un pas în cunoașterea și înțelegerea Universului. De fapt, observarea galaxiilor foarte îndepărtate nu este singurul domeniu al astronomiei în care telescopul Webb ne va ajuta să progresăm. Există deja informații foarte interesante despre planete din afara sistemului solar, despre distanțele astronomice, despre felul în care se formează stelele și multe altele. Vreau să mai adaug ceva pentru cei care nu înțeleg rostul cercetărilor astronomice și astrofizice și consideră investițiile din aceste domenii bani aruncați. Una dintre caracteristicile esențiale, fundamentale ale omului este inteligența abstractă mult superioară oricărei alte specii de pe această planetă. Această inteligență ne face să simțim nevoia de a înțelege lucrurile. Iar această nevoie ne-a dus la cunoașterea științifică, care la rândul ei a făcut posibile realizările tehnice pe care le avem azi, tehnologia de care dispunem. Avem telefoane, calculatoare, televizoare, avioane și încă un milion de lucruri datorită științei și tehnologiei care s-a putut dezvolta pe baza științei. Dar omul și-a pus întotdeauna și întrebări fundamentale. Cine suntem? Există un motiv pentru care existăm? De ce există Universul, ce este ceea ce numim realitate, ce este conștiința, care este locul nostru în acest univers, suntem singuri sau mai sunt și alții și multe altele. Până acum, astfel de întrebări au fost doar de domeniul filozofiei, dar azi știința a ajuns într-o etapă de dezvoltare în care încearcă să găsească răspunsuri și la astfel de întrebări. Și cred că sunteți de acord că șansele să găsim răspunsurile sunt mai mari dacă investim în cercetare științifică decât dacă investim în supermarketuri. În final, atunci când vedeți materiale despre știință cu titluri senzaționale, nu merită să vă pierdeți timpul cu ele. A trecut de mult vremea în care știința progresa prin salturi, prin descoperiri senzaționale. Azi știința progresează prin acumulări cantitative, în pași mici, prin adăugarea noilor informații la ceea ce știm deja. Gândiți-vă la următoarea comparație. A existat o vreme în care se mai descoperea din când în când câte o insulă, uneori chiar o insulă mare, locuită. Azi se mai poate descoperi cât un mic petic de pământ undeva într-un arhipelag, de pildă, printre alte insule,
dar nu veți auzi niciodată că a fost descoperită o mare insulă despre care nu știa nimeni nimic. Atenție, această comparație are o limită foarte importantă. Nu vreau să spun prin această comparație că știm deja aproape totul, ci mai degrabă că poate ne apropiem de limita cunoașterii noastre. Dar să sperăm că mai putem încă să cunoaștem multe lucruri. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!